înaintea Tatălui, Domnului Iisus Hristos, înaintea Domnului Iisus Hristos, înaintea Duhului Sfânt. Și cred că odată cu plecarea genunchilor, pleca toată ființa înaintea Domnului Dumnezeu. Este un îndemn care Apostolul Pavel lasă peste beacuri, ca ori de câte ori stăm în prezența Domnului să venim plecați înaintea Lui cu toată ființa, odată cu plecarea pe genunchi și să venim înaintea Domnului să-L recunoaștem, să recunoaștem atotputernicia, măreția, stăpânirea. Înainte oamenilor, înainte, de multe ori, erau plecați în genunchi, stăteau ca supușii și nu aveau voie să vorbească. Noi avem un har deosebit. Chiar dacă suntem plecați, avem dreptul și putem să vorbim, putem să cerem Domnului, putem să ne încătățișăm prin rugăciune și sunt sigur că Domnul va lua aminte la rugăciunile noastre și de această dimineață. Înaintea Domnului vă veni și noi plecați pe genunchi cu partea fraților și într-o rugăciune de cerere, de mulțumire, de laudă, de glorificare, să venim cu ceea ce Domnul ne aduce și ne îndeamnă în această dimineață plecați pe genunchi.